Uite, o să sun acum medicul șef de secție de acolo să vedem dacă are, dacă are așa ceva. Să rămână doamna doctor. Doctorul Filip, e uite televiziunea pe capul meu aici, că le-a spus, le-a dat cineva telefon pe numele Pizagăsimă, pisică Nicolae, care e mușcat, zice că e mușcat un câine comunitar. Eu te întreb, eu ți-am dat și eu un telefon să spui dacă mai ai vaccin antirabic. Da. Deci s-a terminat. Așa am zis. Eu sunt cu televiziunea. Deci ăsta vreau să văd ce s-a întâmplat cu el, dacă mai ai. Când s-a terminat? Săptămâna asta, săptămâna trecută, că toată lumea e agitată, vreau. Da. Și mai ai vreun bolnav în tratament? Nu. Da. Da, am înțeles. Da, am înțeles. Nu. Da, am înțeles, dragă. Deci, în momentul de față nu mai avem vaccin, da? Am înțeles. Eu vreau să-i dau informația băiatului. Bine. Da, bine. Nu. Dar am întrebat să vă de ce am avut vaccin până acum o săptămână, s-a terminat. Când mi-o mai aduce comanda, am făcută, atunci când mi-aduce, atunci am. De unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Să rămână. Deci șeful a auzit că a vorbit de față cu șeful secției. A fost, am avut până săptămâna trecută, nu știu, doamna doctor, și am avut în tratament, s-a făcut. În momentul de față nu mai avem, asta este informația pe care pot să vă dau, da? Păi hai mă că nu stau, mă, nu vreau, care-i problema? Deci eu ți-am dat, vezi că am toate astea, deci chiar nu trebuie să apăr la televizor, nu vreau să apăr la televizor. Ți-am dat informația, ATP-ul, deci... Nu s-a vaccinul, deci a fost văzut, a fost pasat și vaccinul ATP ăsta antirabic nu s-a terminat. Dar poți să dai, dar nu știu ce reportaj e ăsta.